Două baze sportive vor fi construite în municipiul Zalău prin Compania Națională de Investiții. E vorba de o bază sportivă tip 1, care va putea găzdui inclusiv meciuri de fotbal din Liga Națională, și o bază tip 2, care presupune amenajarea unor terenuri multifuncționale. Guvernul are în plan construirea a 400 de astfel de baze sportive la nivel național, iar Zalăul apare pe lista orașelor care vor beneficia de astfel de investiții. În ședința de Consiliu Local de azi, consilierii municipali și-au dat acord acordul pentru predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții a două amplasamente din Zalău, unde ar urma să fie construite două baze sportive. Pe strada Făgetului, în Dâmbul Morii, se va amenaja o bază sportivă tip 1, iar în apropierea stadionului municipal va fi amenajată o bază sportivă tip 2, multifuncțională. Guvernul României s-a angajat în urmă cu 2 ani, dacă nu mă înșel, vis-a-vis de reabilitarea unor baze sportive în cadrul programului Euro 2020. Pe lângă stadioanele din București, 4 sau 6, nu știu exact câte se reabilitează, în cadrul cât? 4. În cadrul acestui program intră și construirea sau reabilitarea a 400 de baze sportive la nivel național. Două din aceste baze sportive se vor construi în Zalău. Zalăul este pe o listă sinteză în derularea acestor investiții și e foarte posibil că după ce avem acest proiect de hotărâre sau avem hotărârea Consiliului Local, o transmitem CNI-ului, într-o perioadă relativ scurtă, să predăm efectiv amplasamentul. Proiectele pentru aceste baze sunt deja făcute, sunt proiecte tip pentru toată țara, astfel că se va proceda la achiziția execuției lucrărilor. Probabil în primăvară, într-un termen optimist să vorbesc, s-ar putea începe la aceste baze. Bază de tip 1 înseamnă un teren care va fi care va putea fi folosit pentru inclusiv pentru Liga Națională, pentru fotbal. Aici vor fi construite și vestiare și sediu administrativ și este vorba de strada Făgetului în Dâmbul Morii. Iar baza de tip 2 este un teren multifuncțional de basket, handbal, volei și tenis, care va fi construit în proximitatea stadionului actual din municipiul Zalău.